Dacă ai un laptop sau un PC cu sistemul de operare Windows 10, ar fi bine să-l actualizezi periodic pentru a rula mai rapid și mai sigur. Cum update-urile automate vin de regulă destul de greu, le poți căuta foarte simplu din meniul de Windows. Pentru a verifica dacă sistemul tău de operare Windows 10 este actualizat, trebuie să apeși pe butonul Start din stânga ecranului, cel cu logo-ul Windows. Pasul următor este să apeși pe iconul de setări, Settings, cel cu o mică rotiță, iar apoi să dai pe Update and Security. În următorul pas, apasă pe Check for Updates pentru a vedea dacă există update-uri pentru sistemul tău de operare. Poți alege să descarci pe loc sau să programezi update-ul la o dată ulterioară. Dacă alegi să descarci imediat, vei vedea pe ecran progresul update-ului și de cele mai multe ori, în special în cazul update-urilor pentru sistemul de operare, Windows îți va cere să restartezi calculatorul. Este important să fii cu update-urile la zi, mai ales pentru că acesta oferă protecție împotriva virusilor. În plus, vei vedea că sistemul va merge mai bine, va fi mult mai rapid.